Iubiți credincioși, iată ne-a ajuns la Duminica 29-a după Psalmii și iată pe Mântuitorul vedem că vindecă nu o persoană, nu două persoane, ci 10 persoane dintr-o minune dumnezeiască. Numai cu cuvântul credeți și vă veți stămătui. Dar unde sunt ceilalți 9? Iată-și pune întrebarea Mântuitorului. Fiindcă vedeți dumneavoastră, 9 dintre cei 10 de proști de astăzi erau de neam evreiesc, de neamul Mântuitorului. Iar unul era samarinean. Era din neam păgânesc, era urât de poporul lui Israel. Și Mântuitorul, mergând din Galileea, Iudeia, într-o cetate pe malul mării Galileea, iată, strigă la dânsul 10 de proști. Lepra este o boală molipsitoare. La timpul acela, cel ce era descoperit de lepră, era deja izolat și scos afară din societate. Deci erau considerat gunoiul societății, fiindcă ei trăiau chiar din gunoaie și printre gunoaie. Și acest 10, aflând despre Mântuitorul, Învățătorul, că poate vindeca orice boală și orice neputință, fiindcă nu aveau voie să se apropie, fiindcă dacă întâlneai un lepros, el trebuie striga imediat, necurat, necurat. Adică nu era curat, era plin de bube. Și legea iudaică interzicea să se atingă de un om sănătos. Și atunci aceștia 10-10 strigă la Învățătorul. Învățătorul, miluiește-ne pe noi și vindecă-ne de boala aceasta. Dumnezeu ce le spune, duceți-vă și vă arătați preoților. Fiindcă preoții erau clinica care se opereau începutul bolii, dacă se confirma că boala este într-adevăr, atunci îl alunga la marginea societății. Și după aceea tot el era ceea ce era să se întâmpla ca un lepros să se vindece, dar dacă totuși erau cazuri să se vindece de lepră, tot preotul era acela ce cerceta și vedea că el este deja curat și era primit înapoi în sânul societății. Și Dumnezeu nu ne spune să binecuvinteze, nu ne spune nimica, decât mai duceți-vă și vă arătați preoților. Dar după credința lor, fiindcă ei au avut credință că se vor vindeca, credeau cu adevărat că Dumnezeu îi poate vindeca. Și aceștia nouă s-au dus să se arate la preoți, acești evrei, dar celălalt samarineanul s-a întors la Dumnezeu ca semn de mulțumire, să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că l-a vindecat de boala pe care o avea. Fiindcă această boală lepră, nu numai că era plin de bube, ci se mânca țesuturile cărnii, dar era și mirosea și îngrozitor. Mirosea deja putreziciune. Așa erau bubele pe care le aveau aceștia. Și atunci Dumnezeu spune, dar unde sunt ceilalți 9? Au numai tu de vindecat, s-au vindecat 10. Dar aceia au preferat să meargă, să se arate la preoți, să se ducă mai curând la casele lor, decât să-i mulțumească lui Dumnezeu. Din păcate, și noi astăzi, vedeți când avem o rugăciune, sau avem o cerere, sau avem de îndeplinit o misiune, sau o dorință a noastră, mergem la biserică, dăm pomelnic, rugăm preotul să se roage, vă rugați chiar și dumneavoastră, după ce v-ați întâlnit această dorință și v-a ajutat Dumnezeu în tot ceea ce ați vrut să vă gândiți, iată că ați uitat să mai aduceți și rugăciune de mulțumire. De asta biserica noastră a fost comedia de rugăciuni de cerere pentru orice fel de, pentru sănătate, pentru studii de istorie, pentru călătorie, pentru reușită în toate cele ale lumii acesteia. Dar avem și rugăciuni de mulțumire, să-i aducem lui Dumnezeu mulțumire că Dumnezeu ne-a dăruit din bunătatea sa tot ceea ce ne-am dorit noi oamenii. Iată, vedeți cine se întoarce. Se întoarce samarineanul. Samarineanul care era desconsiderat de către evrei. Samaria era o cetate între Galileea și Iudeia. Și un evreu, dacă trecea prin Samaria, se descălța de încălțăminte și scutura praful, considerându-l și praful sporcat. Așa nu se suportau samarinenii
Dar iată, Dumnezeu vrea să facă pace de aceste popoare. Și prin alte evanghelii, când a găsit samarineanca la putul lui Iacov și a cerut apă să bea. Și toți se mirau ca Sfinții Apostoli, cum vorbește acesta cu samarineanca. Chiar și ea se întreabă, cum te vorbești cu mine? Eu fiind samarineană, tu ești evreu. Iarăși avem o altă pildă, o altă evanghelie, pildă a putului samarinean, un om călător care a fost rănit de tălhari și l-au urat totul, l-au bătut, l-au batjocorit, l-au lăsat aproape mort de a avea fiul, cum spune evanghelistul. Și a trecut preotul evreu, a trecut levitul, diaconul, și l-au văzut, l-au lăsat în urmă și au plecat mai departe. Dar samarineanul, văzându-l și l-a văzut, i s-a făcut milă de el. L-a pus pe dobitocul său, l-a uns cu vin și untul de lemn în ranele sale și l-a dus la o casă de oaspeți. Acel samarinean se identifică cu însuși Dumnezeu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care El a vindecat de boli nu numai pe evrei, pe toate neamurile care au crezut în El, ci cei ce credeau cu adevărat pe aceea, îi vindeca Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu? Credeți voi că toți fac lucrul acesta? Care îi credeau sau care se îndoiau și nu credeau, pe aceea nu-i vindeca. De asta vedeți, la orice rugăciune și orice cerere pe care noi vrem să o avem în viața noastră, să credem că vom și reuși. Că Dumnezeu ne ajută să reușim orice în viața noastră, desigur, nu trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea peste noapte un sac de bani. Nu așa, deci să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea minte, înțelepciune, să putem să facem bani la cât ne trebuie. Nu bani mai mult decât ne trebuie nouă. Eu am cunoscut om cu bani foarte mulți care s-au pus prea mult în gât că n-am mai avut într-o afacere. Dacă a fost un eșec cu afacerea, a pierdut mulți bani într-o afacere, știi că nu mai aveau destui bani și a pus prea mult în gât și s-au omorât. Iată, vedeți, aceea nu era ajutorul lui Dumnezeu, era ajutorul diavolesc. Adică dacă întotdeauna, în orice afacere, în orice problemă, orice vrei să dobândești până în viața ta sau să realizezi ceva, faci întâi rugăciunea la Dumnezeu să-ți ajute Dumnezeu ca să îndeplinești această misiune a ta, această dorință pe care tu o vrei cu adevărat. După aceea, după ce ai săvârșit-o și să-ți dai Dumnezeu ceea ce ai cerut, să-i aduci rugăciune de mulțumire. Fiindcă vedeți dumneavoastră, Dumnezeu se bucură când aduce rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu să-i mulțumesc pentru ceea ce ți-a dat. Chiar și dacă ne dă ispite, chiar dacă ne dă necazuri, chiar dacă ne dă Dumnezeu, ne mai pune și la încercare. Că spune prorocul David, Domnul m-a certat, dar în morții nu m-a dat. Mi-aduc aminte când a aflat la Sfântul Mina, acum câțiva ani de zile, ne-am dus cu toții acolo după masă, fiind că astăzi, pe duminică dimineață, chiar era și un pic de hrană acolo și ne-am dus un pic toți preoții pe la amiază, pe la 3-4, mai mulți preoți să-l alinăm cu mare părintele Barnaba, fiind că era și ziua lui. Era Sfântul Barnaba, era în postul Sfinților Apostoli, chiar și aduce aminte, spunea, când a murit prea Sfântul Ghenadie, atunci am luat și eu foc aici. Și iată că sunau mulți, ne-am dus, am încurajat, era destul de vioi, și oricine pe care îi suna, multă lume îl suna. Și el spunea, Domnul m-a certat, dar morții nu m-a dat. Și s-a încurajat și a spus și dumneavoastră ce a realizat acolo, a făcut mult mai multe, spunea, după incendiu decât făcusele până atunci. În câțiva ani de zile deja a reușit să sfințească și bisericuța și biserica mare. Adică a fost ajutorul lui Dumnezeu și al Maicii Domnului și toți au văzut minunea că a ars blocul acoperișul blocului, dar icoana Maicii Domnului a rezistat până când a căzut, i-a ajuns de acolo. Iată de frate nicioși că acest apel umanitar, fiindcă și noi ne-am dus și l-am ajutat și toate parohiile au sărit, au fost ajutor, iată, iarăși mai avem nevoie de un ajutor din acesta. Ați văzut și dumneavoastră care aveți pe internet, i-a trimis părintele Andrei Onofrei de la său, o familie cu 4 copii, familia Cotvas, săptămâna aceasta le-a ars casa 100%, n-a mai rămas nimic din ea.
Și de asta, Părinte, face un apel să-i poată ajuta. Fiindcă acum, la miezul iernii, vă dați seama, frigul vine februarie, acum și mai frig. Părinte, i-a lăsat să locuiască în casa parohială un timp. Dar vrea să-i ajute să-i mute până după Paște. Și de asta face apelul la toți credincioșii. Vă aduceți aminte acum 3 ani de zile, când ați la Baș, o casă la o familie cu 5 copii, și Părintele Vasile Cucoș a făcut apel la toate parohiile, la toate bisericile și la arhierei. Peste tot s-a dus și a făcut apel și a ajutat de a construit o casă foarte frumoasă, mai mare decât cea pe care o aveau. Dar ce le-a poruncit Părintele? În fiecare seară, toți membrii familiei, când stați în această casă, să nu vă culcați până nu faceți de 10 metanii pentru toți care v-au ajutat. Fiindcă Dumnezeu știe numele și vârsta fiecăruia. Nu trebuie să scrieți de caiet sau să spune numele cu tare sau să faceți vreo publicitate. Când veți locui în casa aceasta, poruncă vă dau două, în fiecare seară să nu vă culcați până nu faceți de 10 metanii pentru fiecare om care v-au ajutat și v-a ajutat în casa aceasta. Așa și Părintele Andrei la fel o să facă. Noi vom strânge astăzi, la Lizuca, dați acolo, alumnări care puteți, fiindcă o să facem apelul acesta două duminici, duminica aceasta și duminica viitoare, urmând ca cealaltă miercuri, o săptămână să avem Sfântul Grigorie teologul și este hram la Târgu Neamț. Și Părintele Andrei, cu siguranță, va veni acolo la hram, fiindcă vedeți, să-i se face și cu Părintele Grigorie o intenție, o îmbarasați, pentru că în memoria lui au pus la Târgu Neamț, Târgu Veții, al doilea hram al Bisericii, după Sfânta Treime. Și eu să-i predau toată suma care mi-a dat-o dumneavoastră și tot numele măcar Părinte să vă pomenească măcar o singură dată sau de câteva ori la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Vedeți dumneavoastră un copil să facă o metană pentru dumneavoastră că l-ați ajutat să se mute în casă este foarte mult. Deci iată cântărește foarte mult la judecată. Fiindcă asta este milostenia, frate credincioși, un om care nu are. Un om care a rămas fără casă, a rămas fără nimica. Acela trebuie să-l ajutăm și acela să contribuie cu toții și să vină săritori. Vedeți sectanții care nu sunt creștini. Și vedeți că se ajută unii pe alții când se întâmplă un caz la ei. La ei nu durează câteva luni. La ei deja în o lună de zile l-au făcut casa de la început. Și se ajută între ei. Dar noi creștinii ne urâm între noi, ne invidiem între noi, bară alții poate să zică că chiar îi pare bine că s-a întâmplat lucrul acesta. Ce inimă poți să ai tu să-ți pară bine că prietenului tău sau vecinului tău sau rudei tale i s-a întâmplat ceva rău în familia lui? Din conta să-l compătimești, să-l ajut, să-l cercetezi, fiindcă unde spune Dumnezeu în altă evanghelie. Gol a fost și nu m-ați îmbrăcat, plământ, nu m-ați adăpat, însetat și nu mi-ați dat să bea, în închisoare, nu m-ați cercetat, bolnav și la fel. Și oamenii spun, dacă când te-am văzut, Doamne, gol, plământ, întâlniță, sau bolnav la suferinței, și Dumnezeu le spune, când unul mai mici nu ați făcut, nici mie nu mi-ați făcut. Dumnezeu se identifică cu aceste persoane care sunt noi, plămânți, fără casă, în închisoare și mai departe. Chiar și cel de închisoare trebuie să-l cercetăm, să ne dăm o șansă, fiindcă el își împășește pedeapsa pe care a făcut-o. A făcut-o o infracțiune. Își împășește pedeapsa și după aceea este curat de acolo, este ca la mărturisire. Fiindcă vedeți dumneavoastră la o haină mărturisirii, omul dacă spune toate păcatele și preotul îi dă canonul cuvenit și face rugăciunea de deslegare, ești ca un nou născut. Este, de ce se cheamă mărturisirea al doilea botez? Se cheamă așa deoarece omul este curat de sub taina mărturisirii. Dar dacă face iarăși păcate, iarăși mărturisește, exact cum ai spăla o haină, o stel, se murdărește, iarăși o stel, în om sau îmbraci murdare, sau ruptă, sau pătată, și așa mai departe. Frații religioși, și săptămâna aceasta avem 3 sărbători. Deci avem Sfântul Antonie cel Mare, Miercuri Sfântul Atanasie și Chiril, sărbătoare mai călugărească, și vinerea avem Sfântul Eftimie cel Mare. Noi nu facem slujbă nicio zi din acestea, deoarece nu avem cu cine, fiindcă dați că sunt la școală și vedeți religioși vin mai puțin, și de asta nu facem slujbă decât la Sfintele Ierarhe. Acum mă refer la sărbătoare cu cruce roșie calendar.
De acolo la biserică, la noi, să mai facem slujbă sâmbătă, dacă sâmbătă la 5 la 8 dimineață, după aceea sâmbătă seara, adică vedeți, încet, încet ne apropiem și intră în biserică și triodul. Triodul care aceștia de pe nou ne așteaptă pe noi ca să intrăm o dată. Eu lecut de necurozitate, vreau să vă spun, am fost cu ajutorul meu la câteva persoane pe nou și acesta, postul Sfinților Apostoli. Vă dați seama, deci am rămas pe viața, am rămas învărmurit, cum să pui Duminica Mare, care este Duminica Cinzecimii, este ziua Bisericii. După aceea o săptămână se servează Bogorârea Sfântului Duh, să pui lăsatul secolului de postul Sfinților Apostoli. Dar Sfânta Treime este prima zi din posta ei. Nu se poate așa ceva. Strigător la cer. Sfânta Treime, care este poate a treia sărbătoare, în ordine ierarhică, după Învierea, Duminica Mare, Înălțare, și Sfânta Treime, când se servează Domnul Sfânt de Trăim, și Săptămâna Luminată, toată săptămâna acestea a Bucurii Sfântului Duh, să pui post în Sfânta Treime și toată săptămâna până sâmbătă. Fiindcă ei au sâmbătă Sfinții Apostoli, Săptămâna Luminată, Săptămâna Arței, și Duminica Tuturor Sfinților deja este Duminica Tuturor, ei deja devină postul. Noi trebuie să mergem o dată, dar vedeți că s-a greșit, schimbăm calendarul, și vedeți care intrați pe internet și aveți internet, vedeți ce spune preotul Bădurescu. Este un preot deși la pensie, dar ce condamnă biserica pe nou ca să schimba calendarul? Și vedeți, îi spun, o să fie, nu o să fie numată. O să schimbe și data, faceți-le, de fapt, nu data. O să pună o duminică, prima duminică din aprilie, să se serveze Paștile odată cu catolicii. Ați văzut săptămâna aceasta, cineva m-a trimis o filmare, nu știu din ce oraș, dar o catedrală mare. Și vreau să intre niște arhierei catolici. Și au intrat până la urmă, dar oamenii nu au dat voie și i-au certat. Ce căutați voi în Biserica Ortodoxă? Făceți-vă ortodox, după aceea vreți biserica noastră. Nu spurcați biserica. Nu vă uitați cum arătați, nu aveți nici măcar gustanță. Erau oameni care au cu frica lui Dumnezeu. Și au intrat și au făcut un tedeum acolo pe o seară, va fi de cernie, și după aceea au ținut predică și ei și cei ortodoxi. Deci, iată, vedeți, dacă lumea aia vernizează și oamenii deja își dau seama că se greșește, iată, ei nu spun nimic, ei vor să se fie, să fie o apropiere de catolici. Biserica se roagă pentru unirea tuturor bisericilor, dar să se întoarcă toți la Biserica Mamă. Biserica Ortodoxă, Biserica Creștină, care are peste 2000 de ani. Iubiți credincioși, nu mai rețin, vă dau Sfânta Anafără, după ce ne întâlnim cu toți în sala de mesă, fiindcă avem un praznic. Un praznic în memoria femeii Maranda, deci în Oriașii Maranda, la Mântrișor, îi se face, a făcut ieri toată Întuiala, a făcut ieri Paracita, și astăzi este praznicul, pentru că a făcut un an de când a trecut la Domnul. Frați credincioși, să vă dea Dumnezeu sănătate zile îndelungate. Dumnezeu și Maica Domnului să vă binecuvânteze, cu Maica Domnului cel Ceresc, totdeauna în veci și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu, slavă ție, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Mulțumesc, Doamne, Sfântul meu, că nu m-a lepădat păcătosul și păcat, s-a scris cu o taină, în principiu.